După cum bine știți, Laura a intrat astăzi în Casa Mireasa, concurentă cu drepturi depline. Deja ceva mai devreme se instala în casă, și-a dus bagajele sus în dormitorul fetelor. Era acolo în dormitorul unde se află Ramona, Tess, Diana, dar bineînțeles s-au adunat acolo cam toate fetele în jurul ei și discutau diverse în timp ce Laura își despacheta frumos lucrurile și le așeza în dulap. Acum, sincer, am văzut foarte multe păreri pro și contra intrării ei în casă. Unii foarte încântați pentru revenirea ei, alții foarte înverșunați cum că n-ar merita să fie aici. Cu siguranță și concurentele sunt cel puțin o parte din ele dezamăgite de venirea ei, pentru că, după cum bine știți, tot sezonul trecut sau aproape tot sezonul, Laura s-a clasat pe locul întâi în clasament, a fost Mireasa săptămânii, evident că are o plajă foarte largă de susținători, așa că de ce nu, poate va reveni din nou în top. Cu siguranță va încurca câteva socoteli și calcule pe aici în Casa Mireasa.